Da, da. De-am eu dat la apă, canal sau nu știu unde a fost și eu dat restul articolului. S-o prins e că nu sunt toate articolele acolo. Domn șofer, dumneata știi că e ilegal să speli mașina în spațiu public, în condiții inadecvate. Dar ce-ai vărsat apă pe aici, pe gazon și pe trotuar? Mi-mi pare că ai spălat mașina acum. Și ai spălat-o în condiții inadecvate. De acord, eu îți comunic asta poliției, să vedem și păreri au și ei, polițiști. Asta e spălare de mașină, ori murdărire de iarbă. Așa o să le spun, bun. Dacă în fața guvernului spală mașina care și cum vrea, păi ce să mai zici de malul râpe? Bună ziua! Poate apare amu și ministrul mediului să-l întreb și pe el ce părere are de așa ceva.